Bună seara, că dimineața a trecut și de mult nu ne-am mai văzut. Deși sunt un pic muncit, obosit și toate cele și nebărbierit, așa, o să discutăm câteva subiecte interesante astăzi. Primul subiect ar fi despre cum să mergem pe stația orbitală cu o navă nouă spațială numită SpaceX. Cineva i-a spus că are o formă rotundă. Haideți să-i spunem. Ei au spus cea un parabolă sau mai știu eu ce. Bun, și stai tu, mă, ta, în spate, rezemat pe ea, ca pe o furcă sau ca pe o țeapă, înaltă de câțiva metri sus de tot, înfiptă, pe un scaun directorial cu butoane. Adică, practic, e așa rotundă ca o copaie întoarsă, așa spuneau anumite persoane, ca o copaie tăiată așa, după care înfiptă într-o țeapă de câțiva metri plină cu combustibil, cu hidrogen, bine că nu e sulfurat, care se ridice până sus la stația orbitală. Bun. Și terminăm în prima parte. Stai și vezi pe un hublou mic, sus de tot, ca și când te uiți în biserică, mamă ce turlă frumoasă pictată. Te uiți pe hublou, mamă ce cer frumos când o să plece motoarele de sub mine sau o să pornească motorul de sub mine alimentat printr-un tub cu hidrogen, dar sper să nu fie sulfuros, și să mă ridice sus, mai ceva ca Isus. Bun. Mai stăm un pic. Mai stăm un pic. Trebuie să așteptăm pornirea motoarelor. 3, 2, 1, 0. Între timp stai pe hublou și aștepți în costumul de cosmonaut, ca să ajungi și să treci de cer în univers. Bun. Pornești motoarele și auzi o dudăială când pleacă, când se ridică. Când copaia începe să tremure pe tine și începi să te gândești, dă Doamne, să nu pice geamul ăla mare peste mine, că trebuie să reziste și la frecarea din atmosferă, stratosferă și evadarea de pe orbita Pământului. Hop, că stai să mă dau la o parte un pic, bineînțeles că ea duduie înainte, că tot se ridică. Așa. Dai de deșeuri universale. Pentru că suntem în univers acum. Hop! O butelie de gaz de la Discovery rămasă de mult. N-a căzut. Mai mergi încolo. Hop! O cheie pe reglabilă pe care pe ea scrie NASA. Știi? În fine, iese din atmosferă, în stratosferă și ajunge în afara Universului. Sau, mă rog, unde trebuie să ajung, la destinația X. Așa că începe forjul. După ce merge ușor, așa, copaia, cum spunea cineva, și tu pe scaunul directorial, stătea ea așa, știi? Și crește presiunea pe tine să nu pice geamul peste tine. Dar, de fapt, nu e geam, e hublou. De o anumită grosime și o anumită presiune,
Dă Doamne să nu se fisureze peste mine, că am pus-o de mămăligă și de caca pe mine și de pipi pe mine. Așa, mai dăm ceva mai sus, știi, și tot urcă. Iese în, hai să-i spunem, în univers. Ești, mamă, ce frumos! Numai stele sclipitoare pe ecran negru, ca la cinematograf. Bun, și tot urci, tot mergi. Și am trecut de orbita Pământului în zigzag, așa, ca să nu ne atragă înapoi, ca pe un făraș. Știi cum e mătura cu fărașul? Bun. Trecem mai departe. Și mai departe. Ce frumos! Ne îndreptăm spre stația orbitală internațională, creată de toate statele din lume. Germania, Franța, Statele Unite, Rusia, Japonia. Și la un moment dat trebuie să mergi cu ea, fiind nouă rodaj. Hai să vedem ce poate păpușa asta. Trebuie să tragem de ea și începe. Dar nu foarte tare, că se forțează motorașul cu hidrogen. Să sperăm că nu-i sulfuros. Pârțos. Bun, trecem mai departe. Dacă dăm forjă pe butonul acesta de pe scaunul directorial, o să fie ceva de genul saltul luminii. Adică depășești viteza luminii, 300 și ceva. Dacă mai apăsăm un pic acelălalt buton sau butonul de jos, o să avem viteza un warp, ca în Star Trek. Știi? Mamă, și dacă ajungem, depășim cei 2-3 maci și warp-ul și toate cele, ce avem? Saltul luminic sau tunelul care te duce mai departe. Alo, unde te duci? Mai departe. Ce ai nebunii, trebuie să te duci la stația orbitală internațională, nu la sfârșitul Universului, la Pluto sau toate cele. Mai că ai noștri. Bun, da, hai să facem un calcul matematic și cu geometrie și cu trigonometrie și cu forțe și cu fizică, că doar în univers nu există frecare, dar există forțe. Mă, ale naibii forțe. Astăzi cu toții ne-am trezit că nu există frecare în univers, dar că există forțe. Păi nu era normal? Aici e Soarele, aici e Pământul, aici e Marte, aici e Luna, aici e Venus și toate cele, și toate se învârt așa și așa și așa și invers așa și nu știu cum așa cu sateliții lor și toate cele. Și nu există frecare. Și încep băieții, băi, dacă să ajung la stația orbitală, trebuie să dau mai încolo. Stai că dacă dau forjă mai tare pe butonul 4, de pe scaunul directorial și mă uit pe hublou, o să intru direct în nucleul Soarelui. Bum! E, dacă, așa că începe slalom. Asta e linia de asteroizi a Jupiterului. Mai încolo mergem mai departe și ajungem la ceva de genul în felul următor. Mergem și mergem și mergem și mergem mai departe. Pentru că trebuie să trecem. Opa, stai că trebuie să ne ducem la stația orbitală, nu la Pluto.
face slalom. Până la urmă se enervează. Ia că îmi bag picioarele și îi dau butonul 4. Butonul 4 înseamnă un salt direct, puf, direct în stația orbitală. Așa că trece, mama să zguduie naveta așa, tu pe scaunul directorial, de doamne să nu cade, să nu știu ce, te uiți așa ca un cal, pentru că nu mai ai văz, pentru că, na, vezi și ce nu vezi, când într-o dată, în loc să ajungi în stația orbitală de pe Pământ, sau din anul 2020, ajungi la stația orbitală internațională din anul 2500. Și încep. Mamă, și a fost o călătorie frumoasă, interesantă. Pe hublocul mă uitam, iete și extraterestrii de pe Marte. Mai mergi mai încolo, că n-ai făcut saltul, aoleu. Ăștia sunt ciubucarii de pe Pluto, ăștia la alții sunt venețienii de pe Venus, sau venusienii de pe Venus, sau jupiterienii, știi? În fine, ajungem mai departe. Momentul andocării, mamă, cel mai tare. O stație orbitală nouă, o, haide să-i spunem, navetă spațială, universală nouă pentru pământeni, care trebuie să ajungă la, în același consens, sau alipire, sau andocare. Și încep. Păi mă, în univers nu există frecare. Așa că dacă îmi cumpăr un motor de Mercedes pe a mea stație sau pe a mea navetă spațială orbitală, e același cu cel de Tico, pentru că nu există frecare. E, serios? Păi dacă nu există frecare și e același motor, la îndocare cum e? Că doar vii din saltul luminii. Sau warp, sau mai știu eu ce vrei. Și mai stai un pic, și mai stai un pic, și mai stai și un pic și mai mult. Și ajungi la ceva și mai interesant. Așa. Andocare, cum spuneam. Păi, dacă nu există, intru în ea așa, toc, și gata. Ce nu știe că parabola, semiluna, cercul rezistă mai mult decât pătratul la bușitură. Știi? Doar noi, pe univers, în univers, nu există ceea ce se cheamă forțe, nu există greutate. Oamenii când se duc pe, prin univers sau pe lună sau pe Marte, țopăie ca și canguri în față de Pământ. Totul este imponderabilitate. Interesant, nu? Și ajungem din nou la îndocare. E, numai că băieții interesanți, după ce au trecut, au făcut slalom printre asteroizi, salturi și viteze și toate cele, au ajuns la concluzia că trebuie să ajungă cu 2 ore mai devreme, dar în același timp să avem ceva interesant. Foarte interesant. Andocarea reală. Păi, punem un laser între ele ca să ne ghidăm. Păi dacă vin cu viteza nu știu de care din
cum spunea cineva, copaie, navetă, o punem de o plană, o strivire. Vine hublou peste mine, se îndreaptă copaia și strivește omul sau cosmonautul din scaunul directorial cu sute de mii de butoane. Așa că începe LED-ul verde sau becul, iar apoi începe o chestie super nașpa. Ceea ce se cheamă haide să-i spunem o poveste reală. Păi, trebuie să reduc viteza de la butonul 4 la butonul 3, începând de nu știu când. De la 3 la 2 și 2 la 1 și să mă alipesc de stația orbitală internațională spațială folosind un unghi de cosinus alfa la 40 cu sinus de 50. Și mai caut și perpendiculara de andocare și hublou de andocare. Și uite, așa scap viu și nevătămat de când ai plecat până când ai ajuns la destinație. Dar, mă rog, există și varianta Soyuz, cea rusească, în care ai trei motoare jos, care nu o să despart ca la cele americane, se golesc pe rând și te întorci cu ele tot pe rând. Dar are o țeapă în vârf, că atunci când depășești viteza, măcar să rămâi viu în ea. Știi? Poc! Am zburat în zidul din față și m-am înfipt cu țeapa. Pe când cealaltă, din copaie, rotundă cu hublou, te turtește în scaunul directorial și te faci plat și drept. Interesant. Și acum să ne oprim pe avânt.